Scriitorul Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului și laureat cu Premiul Nobel pentru Pace, s-a stins de viață la 87 de ani. Originar din România, acesta a devenit cunoscut întregii lumi după ce a scris mai multe cărți în care și-a descris experiențele trăite în lagărul morții. Elie Wiesel s-a stins din viață la domiciliul său din Manhattan, la vârsta de 87 de ani. Scriitorul și filozoful de origine română s-a născut la 30 septembrie 1928 în orașul Sighet, într-o familie de evrei. În aprilie 1944, împreună cu întreaga sa familie, a fost închis într-un lagăr de concentrare, iar o lună mai târziu au fost transportați în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. În timpul petrecut acolo și-a pierdut pe rând mama, tata și una dintre surori. Elie a supraviețuit însă și a fost eliberat un an mai târziu, grav bolnav și în depresie, de către armata americană. După război s-a stabilit în Paris, unde și-a făcut debutul în jurnalism. De-a lungul vieții a scris 57 de cărți, bazate pe experiențele trăite în lagărele naziste și a primit numeroase premii. În 1986 a primit Premiul Nobel pentru Pace și a fost supranumit un mesager al omeniei. Elie Wiesel a vizitat România în 1964 și în iulie 2002 și a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de mare ofițer. Cu ocazia vizitei sale în România din anul 2002, a fost inaugurată în orașul natal o casă memorială Elie Wiesel, casă în care scriitorul a trăit primii 15 ani de viață.